Doamnelor și domnilor, vă spun bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Matinalul de Seară. Alături de mine se află un vechi prieten al Express TV, dar nu din această postură, trebuie să precizez, l-am invitat, ci este un om care face lucruri extraordinare pentru județul Galați, pentru toți gălățenii și face de ceva ani. Din fericire, noi am fost alături de domnia sa de la început și v-am putut prezenta toate aceste realizări și le vom prezenta și în continuare. Îi spun bună seara domnului Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați. Bună seara, bine v-am regăsit și mulțumesc mult pentru invitație, în primul rând, iar în al doilea rând mulțumesc pentru relația de prietenie și colaborare de 6 ani și ceva, aproape în anul ăsta, în luna mai, cred că facem 7 ani. Da. În iunie. Da, facem 7 ani și mi-aduc aminte că în primul dumneavoastră an de mandat ați avut parte de o iarnă cumplită. Da. Da, într-adevăr, și cât am fost administrator public în 2014 și primul an de mandat, într-adevăr, au fost câteva ierni pe care le-am prins, ierni din astea așa cu viscol. Mi-aduc aminte iarna 2012-2013 era groaznic, era cumplită, după aia 2014 și după aia 2016-2017, da, când am avut în primăvară nu știu câte mii de, peste 6.000 sau 7.000 de stâlpi dărâmați de viscol. A fost mai cumplit ca acum, da. Nu, a fost groaznic. Atunci a fost groaznic pentru că a nins puternic și a fost zăpadă din asta lipicioasă, așa, care era cald și ningea cu fulgi mari, s-a lipit de rețelele de tensiune, s-au îngreunat firele și în balans, când rupea câte un stâlp, stâlpii vechi, se ducea culca toată rețeaua electrică. Mi-aduc aminte zona aia spre Rogojeni acolo, de la un stâlp s-a rupt pe câțiva, pe vreo 3-4 km s-au rupt toți stâlpii, unul după altul. S-au tras unul după altul. Mai ceva ca în film. Dați seama, și atunci am avut până undeva, cred că era aprilie de acum, mai, și nu reușeam și nu se reușeau să se conecteze toate locuințele, toate OAT-urile la energie electrică. Adică am prins în experiența asta de 10 ani, 11 ani fac în vară de când sunt la Consiliul Județean. Mulți înainte. Mulțumesc. Sănătate multă tuturor. Așa dacă e urare chiar fericită, dar... Da, știți cum e, asta o decid gălățenii. Da. Eu am încercat să fac ceea ce îmi stă în putință. Am încercat să le arăt oamenilor că sunt un om de bună credință și că îmi doresc dezvoltarea acestui județ și să fiu alături de ei. Mai departe, ștampila și votul este la ei, pentru că ei vor decide în 2024 dacă doresc să mai rămână Fotea acolo sau să vină altcineva, cine știe. Dar revenind la experiențele pe care le-am avut, chiar am avut niște experiențe destul de, să spun așa, mari sau experiențe destul de furtunoase. Sau care v-au vigelioase. Întâlnit pentru ce a urmat. Da, pentru că mi-aduc aminte în 2012-2013 vreau să vă spun că era groaznic și atunci și abia intrasem la Consiliul Județean, eram administrator public și nu știam toată rețeaua de drumuri foarte bine, aveam câteva luni de zile. Nu știam rețeaua de drumuri foarte bine, primare, să relaționez cu comandanții, cu... A fost greu, nu a fost simplu deloc, dar uitați că asta nu a făcut altceva decât a însemnat experiență. Am învățat alături de colegii din Consiliul Județean, alături de cei de la ISU, de la poliție, de la jandarmerie, împreună cu prefectura și am... Și iarna de acum vi s-a părut simplă totuși față de ce nu mi s-a, n-a fost chiar atât de simplu, pentru că dacă vă arăt că o filmare, de exemplu, dacă v-aș arăta o filmare să vedeți ce troiene au fost pe la Roșcani, de la Vile la Băleni, între Țepu și Buciumeni, adică sunt câteva zone, între Măcișeni și Valea Mărului, pe la Drăgușeni, pe la Bălășești, pe la Cirțești, pe la Pochidia, adică între Cârleumănești și Cerțești. Sunt zone unde, de exemplu, între Smârdan și
Slobozia, Conachii tot timpul fiind drumul în câmp și în, cu denivelări, cu dealuri, cu urcușuri, cu văi, cu, tot timpul viscolește foarte tare acolo, indiferent ce îi pune, am pus parazăpezi, am pus orice, nu trece, sare peste și să creează, să fac suluri de zăpadă. Este o zonă, de exemplu, la ieșirea din Pechea, la aproape de intrarea în Costachii Negri, la coada lacului, unde este imposibil, stăm acolo de multe ori cu câte două utilaje din alea mari, cu vole mari, ca să putem să ținem deschis drumul, deși în rest se poate circula, dar e un fuior din ăsta de vânt acolo, bate de 70-80 de kilometri la oră, orice îi face, foarte greu să ții deschis. Și acum, dar cu rețeaua electrică nu au mai fost probleme de acest fel. Nu, a mai căzut așa câte un transformator, da. S-a mai avut loc câte o scădere de tensiune, dar și-au făcut treaba și băieții ăștia și, și oamenii ăștia de la electrica și zic eu că am reușit să ținem județul la un nivel de circulație bun. Chiar au fost și sunt zone, dacă vă duceți, s-a circulat tot timpul la negru, adică unde stratul de zăpadă a fost de 20 de centimetri, 30 de centimetri, a fost foarte simplu. Dar acolo unde era drumul în debleu și sunt malurile deasupra de 2 metri, zăpada era la nivelul malului deasupra de 2 metri, 2 metri și ceva. Și acolo trebuia să intri cu vola, să iei câte o cupă, să o dai deoparte, că nici nu puteai să o arunci peste. Cu freza, cu... A fost Îmi place ca zăpada să o văd doar la televizor sau la munte. Mie îmi place sezonul de iarnă. Sincer, acest anotimp pe mine mă relaxează și mie chiar îmi place iarna. Acum, știți cum e? Sunt mulți care văd în treaba asta, domnule, frig, ger, dar trebuie să vedem și partea frumoasă a lucrurilor. În primul rând, haideți să ne uităm, să ne gândim la copii cât de bucuroși erau când a început să ningă afară. Au și cu sănile pe faleză, au făcut oameni de zăpadă. Copiii mei la ora 11 noapte, la ora 23, erau prin curte, făceau om de zăpadă la prima ninsoare. Era foarte frumos să ne gândim și ce impact și ce ajutor este pentru agricultură, cât de important este această zăpadă pentru agricultură, pentru că acum începe să se topească, apa va intra ușor, ușor în sol și va mai diminua din deficitul de apă din sol, pentru că știm ce secetă a fost în 2022. Adică să privim și partea frumoasă a lucrurilor, pentru că noi ne-am obișnuit, au fost câteva ierni unde erau temperaturi de minus 2 grade și imediat începeam, de mine ce frig este să intru în casă repede, dar nu mai pot de frig. Păi să ne gândim ce ierni erau în România, de minus 18 grade, de minus 22 de grade, ierni unde aveai zăpadă de 1,5 metri, 2 metri, timp de 3 luni, 4 luni de zile, la 3 zile, 4 zile maxim ningea, viscolea, adică să ne gândim și la că România nu este, nu este în deșert. Ca eu am prins o iarnă cu în care eram plecat la munte, la Vatra Dornei și apoi în Suceava minus 35 de grade. Vă spun că n-a fost confortabil deloc, am simțit că mor. Eu sunt antifrig, am și o problemă cu respirația. Și asta e un adevăr, că știți cum e? Unii naștem mai sensibili, așa, alții mai... Fiecare cu sensibilitatea. Mie îmi place că vara când dogorește. Eu am eu afară. Da. Nu vreau să fie temperaturile din țările arabe, de exemplu. Nu, eu am fost obișnuit și cu temperaturile scăzute, pentru că am fost nevoit să merg, să circul prin ger, prin zăpadă. Am fost și acum la fel, adică... Totul este sub control acum în județ, în ceea ce privește drumurile? Da, nu mai sunt probleme în momentul de față. S-a topit și din zăpadă? Vis-a-vis de lucrurile astea de zăpadă, nu mai sunt probleme. Chiar se circulă foarte bine, drumurile sunt la negru
și pentru cei care circulă prin județ au posibilitatea să vadă cam ce înseamnă zăpada adevărată. Au fost zone. Și probleme cu mașini, cu autoturisme izolate, cu domnul Chifu, blocate. Tot timpul sunt astfel de probleme, pentru că, haideți să vă dau câteva exemple. Unu, în primul rând, ca să te duci cu soția, să pleci cu soția de acasă însărcinată și vezi că nu viscolește și la 3 metri, 4 metri nu vezi în față și tu să pleci cu soția de acasă, este inconștiență totală. Așa. Imediat au sunat la 112, gravidă, în șanț cu înzăpezită, imediat trimiți șenilete, trimiți gredere, trimiți vole, trimiți să scoți de acolo. S-a făcut un lanț de vreo 10-15 mașini între Măcișeni și Valea Mărului. Oamenii ei au văzut că se circula pe un singur fir, au văzut că zăpada era cât mașina lor. Dar în momentul în care au văzut, deși au văzut sulurile alea de zăpadă, ei s-au băgat acolo. La un moment dat a mai venit și altul, în spate a mai venit încă unul, au făcut o coloană de 10 mașini și după aia chinuite să-i scoți de acolo, să-i duci pe toți. Adică, ok, înțeleg, ai o urgență, te mai interesezi, mai dai telefon la dispecerat, la ISU, la Consiliul, domnule, putem să circulăm, nu putem să circulăm, dar pentru că tu sâmbătă dimineață voiai să te duci la Tecuci să-ți faci nu știu ce cumpărături, deși vedeai că viscolește de tăia cu tot cu mașină și ei făceau lucrul ăsta, s-au dus acolo. Sau șofer de autocar din Republica Moldova, în zona de Băneasa, Roșcani-Oancea, unde acolo este imposibil în văgăunile alea pe acolo, prin pădurea Roșcani, unde viscolește de te ia pe sus vântul de acolo, de la Băneasa până la Roșcani, nu ai nicio localitate, sunt numai dealuri, sunt numai văi, sunt numai depresiuni și acolo viscolește, dacă vă arăt filmarea acum, are peste 3 metri zăpada, trebuie să spargem cu frezele, să putem să pătrundem, să ajungem la Roșcani, să ducem la oamenii aia pâine. Iar tu, ca șofer de autocar, te încumezi cu 40-50 de oameni în mașină să intri exact acolo unde este mai periculos. În condițiile în care, să spune, sunt indicatoare, interzis, acces interzis, poliția ei avertizează, nu, ei se încăpățânează. Mi-aduc aminte o poveste frumoasă așa, deși nu e chiar atât de frumoasă și nu era așa de interesantă, că ne-a dat mari bătăi de cap, întreb Scânteiești și DN24, tot așa e un drum județean acolo, și un tinerel venise, cred că de pe afară, de prin Anglia, avea o mașină din asta cu volan pe dreapta, mașină veche, cu niște anvelope din alea, ziceai că sunt opinci, nici măcar de vară nu erau, îmbrăcat într-o gecuță așa de piele cu un tricou pe el, pe afară, și asta cred că se întâmpla în 2017 sau 2014. A plecat de acasă că avea o iubită, o prietenă la Cuca sau la... nici n-am înțeles unde. A plecat de acasă. Nici benzină în rezervor nu avea. A plecat de acasă, a ieșit din comună, a mai mers, a intrat în zona aia unde viscolea puternic de nu se vedea mașina. A intrat într-un sul de la de zăpadă, n-a mai văzut și s-a dus în șanț. A mai stat cu mașina pornită vreo jumătate de ori și s-a terminat și benzina. Nici benzină n-avea în rezervor. A sunat la 112. Și atunci am trimis de aici, de la Galați, împreună cu cei de la IGSU, șeniletă, bidon cu benzină, ca să-l scoatem de acolo, cu pături, cu nu știu ce. Vă dați seama câte cheltuieli, câți oameni au plecat, 4 oameni, pentru că a început, s-a și speriat, a intrat în panică, s-a văzut acolo că nu mai vedea de jur împrejur, nu mai vedea nimic. Bătea vântul foarte tare, viscolea,
Și a intrat în panică și atunci a început să țipe la telefon, să spună că moare, că nu știu ce, că probabil au făcut un atac de panică și du-te cu șeniletă, cu așa, du-l acolo, pune pătrul, ia-l, îmbracă-l, scoate-l, du-l la... să du-l înapoi acasă. Merita și o scărmănală. Ei, a luat o amendă de 1000 de lei sau 1500 de lei, nu știu cât a pus poliția, că era și, vă dați seama. Și, adică oameni, sunt și astfel de oameni inconștienți. Inconștienți. A plecat unul de la Grivița să ducă la Ivești, eram într-un an, cred că era, mi-aduc aminte că am plecat din comandament în noaptea de Revelion, pe la ora 21.30 noaptea, 21.30, 22, și sună la 112 cineva disperat, știți, soția mea însărcinată, a luat tot așa o mașinuță, din asta avea o mașinuță, între Ivești și Grivița, e o zonă acolo unde e în câmp, și dacă te prinde un viscol acolo, noaptea, Revelionul, a început să sune. Iarăși, soția însărcinată și că și-a făcut și soția atac de panică. N-a trebuit să ducem și eniletă cu targă, cu tot ce trebuie ca să scoatem soția de acolo. Adică sunt și astfel de... Sunt și, când și l-au întrebat oamenii, Doamne, dar unde voiai să pleci? Tu voiai să duci cu ea la spital? Nu, voiam să mă duc la un prieten, la Ivești, să fac Revelionul. Nu nebunești când vezi atâta inconștiență. Păi tu te bucuri că o să fii fericit, tătic, să, și tu pui soția din inconștiență pentru că te duci să petreci Revelionul la un prieten, o pui în pericol. Cum, cum se spune în Biblie, nu? Fericiți cei săraci cu Duhul, la lor va fi împărăția veșnică. Adică această naivitate, această seninătate, câteodată le folosește unora. Dar eu acum vin în sprijinul afirmațiilor mele că, ca să citez un clasic în viață, iarna nu-i ca vara. Nici măcar ca primăvara. Dumnezeu să-l ierte. Da? Nici măcar ca primăvara. Da. Vedeți, dacă am fi avut un timp în care, un timp, să spunem, mediteranean, o climă mediteraneană la noi, nu mai aveam parte de iarnă și atunci nu mai existau aceste probleme. Asta, bineînțeles, că e o glumă. Sincer să fiu, nu sunt niște probleme atât de grave. Da, de nerezolvat. Da. Nu, sunt probleme normale. Eu mi-aduc aminte când eram copil, înainte de 89. Și eu mi-aduc ce zăpadă era, ce viscol, ce furtuni. Mă duceam la școală, era zăpada până la brâu. Ce furtuni erau. Păi, și știți, atunci nici autobuzele nu circulau, nici mașini. Că atunci nu avea... Toată lumea, mașină. Și puteam să supraviețuim și fără telefoane mobile. Supraviețuiam și fără mobile și fără internet, într-adevăr, și fără televizoare, doar jumătate de oră, o oră seara la ora 20. Dar, vedeți, dumneavoastră, noi am trăit lucrurile astea, copiii ăștia tineri, nu le înțeleg și nu le-au trăit, pentru că, acum, să fim obiectivi, dacă am avea iernile pe care le-am avut înainte de 89, unde aveam zăpadă de 2 metri jumate, 3 metri, troienită și viscolită și ștesuluri de la de zăpadă de 2 metri și jumătate, oricât de multe utilaje ai avea, oricât de bine ai fi dotat, la vânt de peste 60 de kilometri la oră, 70 de kilometri la oră, nu ai ce să-i faci. Este imposibil să poți să o ție, din scurt. Adică uitați-vă și în celelalte țări, uitați-vă prin America, uitați-vă prin țările mari. Am văzut mari. Ce s-a întâmplat și în Statele Unite. Adică unde dacă nici ei nu sunt pregătiți. Și atunci au autostrăzile alea late, au, și în momentul în care vine o stradă de zăpadă de 15 cm, deja se blochează tot. Vine taifunul de zăpadă. Să trecem de la iarnă, de la troiene, de la suluri de zăpadă, la bugetul județului Galați pentru 2023, bugetul de venituri și cheltuieli, care a fost votat destul de recent. Da, este un buget optimist. Este un buget de peste un miliard și ceva de lei. Este un buget care, la ora actuală, este axat în proporție de, adică cam 77% din bugetul Consiliului Județean, dintr-un miliard și ceva de lei. 77% înseamnă dezvoltare, înseamnă proiecte,
Și gândiți-vă că nu sunt prinse toate proiectele, nu sunt prinse proiectele cu toată suma, pentru că am prins proiectele cam cu sumele pe care le vom cheltui în 2023. Pentru că dacă prindeam proiectul în integralitatea lui, exploda bugetul. Adică gândiți-vă că sunt proiecte numai pe drumuri, pe Angel Salini, fonduri proprii și fonduri guvernamentale, care depășesc 130 de milioane de euro numai pe drumuri, sau 140 de milioane. Cred că 128-130 de milioane de euro. Și atunci gândiți-vă numai la sumele astea ce ar fi însemnat bugetul numai pe drumuri, dacă mai pun și alte proiecte pe spitalul din Galați, spitalul din Tecuci și alte investiții în spitale și plus celelalte din cultură ar fi fost, dar s-a prins în buget strict ceea ce ne propunem să cheltuim în anul 2023. Este un, așa cum spuneam la început, este un buget optimist. Și optimist este pentru că mi-aduc aminte că am plecat în 2016 de la 97% cheltuieli de funcționare și 3% cheltuieli de investiții. Și am ajuns la 77% cheltuieli de dezvoltare și 23% cheltuieli de funcționare. Adică, din punctul meu de vedere, și dacă e să privesc ca sumă, n-au crescut foarte mult cheltuielile cu partea de funcționare. Doar că atunci bugetul pe dezvoltare era praf, praf, praf. Gândiți-vă că în 2016 aveam bugetul Consiliului Județean de vreo 37-40 de milioane de euro și acum e peste 200 de milioane de euro. Cam asta este nivelul și diferența dintre Consiliul Județean 2016, Consiliul Județean 2022-2023. Sunt proiecte, înseamnă foarte multă muncă și credeți-mă că nu exagerez când spun foarte multă muncă, pentru că vreau să mai specific încă o dată și să mai menționez și să mai aduc la cunoștință tuturor cetățenilor care ne urmăresc. Consiliul Județean este o instituție care să colecteze taxe și impozite. Deci noi nu avem același mod de finanțare ca și, sau același fel de finanțare ca și primăriile. Noi nu suntem finanțați din taxe și impozite, suntem finanțați din cote defalcate TVA de la bugetul de stat, dar investițiile pe care le are Consiliul Județean în proporție de 60-70%, 65-70% înseamnă bani atrași din fonduri europene și din proiecte guvernamentale. Ceea ce înseamnă un procent remarcabil. Da, este remarcabil, pentru că gândiți-vă ce ar fi însemnat să trăim doar din, sau să funcționăm, să facem dezvoltare doar din ce primim noi ca buget. Ar fi însemnat să ne uităm și acum la cei 800 și ceva de kilometri de drumuri județene cu gropi, cu găuri, cu șanțuri, cu denivelări, cu cedări în fundație și tot așa mai departe. Nu mai vorbesc despre investițiile din sănătate, care sunt chiar impresionante. Domnul Chifu, știți, și am spus-o și când ne-am găsit noi în primele emisiuni, de aceea e bine că avem de ce să ne aducem aminte, am spus-o și atunci și o spun și acum. Sănătatea a fost și este o prioritate a mea, a fost în primul mandat, este în al doilea mandat și dacă voi mai candida, și în al treilea mandat. Pentru că trebuie să conștientizăm, fără educație și fără sănătate, nu avem viitor. Iar Galațiu are această oportunitate și avem posibilitatea de a ne situa și de a ne pune în această regiune de sud-est ca un pilon între București și Iași, un pilon de sănătate. În primul rând că Galațiu are un lucru extraordinar și ăla este facultatea de medicină, facultatea de moașe și asistente, facultatea de stomatologie, adică, într-un cuvânt, facultatea de medicină de la Galați, ceea ce ne permite la ora actuală sau ceea ce permite Galațiul la ora actuală
să aibă cam toate specializările medicale, să le aibă acoperite, să nu avem un deficit atât de mare de medici cum sunt alte județe care sunt nevoite să închidă anumite secții pentru că nu au medici. De aceea, cei pe care îi avem trebuie să avem grijă de ei și să-i ținem aproape pentru că sunt foarte importanți pentru sănătatea noastră, a copiilor noștri și pentru noi. Și atunci, în afară de a fi în zonă un pilon principal, important este să dezvoltăm sănătatea pentru că avem nevoie de sănătate. Galațiu și Spitalul Județean și celelalte spitale sunt specializări unice în regiune, specializări care nu se găsesc nici la Brăila, nici la Tulcea, nici la Buzău, nici la Vrancea, nici în Vaslui. Și gândiți-vă că pe această rază pe care am enumerat-o eu pe județele astea, suntem undeva la vreo 3 milioane de locuitori. Avem nevoie de această sănătate, avem nevoie de spitale, avem nevoie de oamenii pe care avem, avem nevoie de facultate de medicină și avem nevoie de investiții, astfel încât spitalele din Galați să concureze oricând cu spitale din marele centre și de ce nu din afară. Și îmi trece acum prin cap o chestie. De exemplu, acest centru de diagnosticare și tratare a cancerului prin radioterapie la Galați este unul dintre cele mai, sau mai bine zis, suntem printre singurele județe din România care avem așa ceva. Unu, când am inaugurat și s-a dat în funcțiune primul acceleratorul linear de particule, erau înscriși pe lista de la oncologie peste 18.000 de persoane, acum cred că sunt mai mult de 20 și ceva de mii. Din 2019, din decembrie, când i-am dat drumul, când l-am pus în funcțiune, până în 2022, când am dat în funcțiune cel de-al doilea accelerator linear de particule, primul accelerator linear de particule avea ca și adresabilitate între 40 și 50 de proceduri pe zi. 40-50 de proceduri pe zi înseamnă 40-50 de oameni. O fi mult, o fi puțin, mie mi se par foarte mult. Foarte mult. Incidența cancerului a crescut foarte mult. Doi, în 2022-2023, la început acum, în decembrie, cu Ministrul Sănătății, domnul profesor Rafila, am inaugurat cel de-al doilea accelerator linear de particule. Acest aparat este aparat de radioterapie de ultimă generație, același aparat se găsește și în București, și la Târgu Mureș, același aparat se găsește și la AKH în Viena, același aparat se găsește și în Turcia, același aparat se găsește și în Israel. Adică este tehnologie de ultimă oră și suntem printre puținele, v-am spus, puține centre din țară care au două buncăre, două acceleratoare lineare de particule și un PET-CT. PET-CT-ul are rolul de a diagnostica cancerul într-o fază incipientă și apoi, după tratament, să vezi dacă ți-au mai rămas celule canceroase vii acolo unde a fost tumora tratată. Ceea ce înseamnă foarte, foarte mult, asta așa ca și un exemplu, a fost pentru prima dată după 1989, în 2020 sau 2021, a fost montate primele stenturi la Galați și apoi în 2020 și în 2021 au fost montate primele stimulatoare cardiace, ceea ce este un pas înainte pentru că sunt foarte multe persoane care au beneficiat de montarea acestor stenturi cardiace. Adică atunci când oamenii au făcut un infarct, au putut să beneficieze la Spitalul Județean de montarea unui stent. Într-adevăr, lucrăm în momentul de față, poate am reușit să finalizăm secția de cardiologie intervențională, dar, încă o dată repet, sunt câteva sute de stenturi montate și câteva zeci de stimulatoare cardiace montate la Galați. Acești oameni ar fi trebuit să ajungă la București, la Iași sau la Târgu Mureș sau, bineînțeles, în alt centru mare din țară să rezolve problema asta, ceea ce ar fi însemnând timp, bani, costuri și tot așa mai departe.
Da, sunt lucruri extraordinare. Revenind la buget, că de acolo am plecat, este un buget optimist, este un buget bazat pe dezvoltare și este un buget care va duce mai departe la îndeplinirea sau la realizarea unor proiecte la care gălățenii doar visau. Unul dintre proiectele la care gălățenii doar visau și încă visează, dar avem și lucruri concrete, este vorba despre aeroport. Da. Este un obiectiv la care, la care eu visam încă de când eram copil, dacă mă credeți. Pentru că am întrebat, chiar îi întrebam pe părinți, noi de ce nu avem aeroport la Galați, că nu înțeleg. De ce au alte orașe care sunt mai mici decât al nostru și noi nu avem aeroport. Și bunica mea îmi povestea, știi că eu am prins că când aveam aeroport la Galați, era un aeroport, bineînțeles, de mici dimensiuni, dar exista la sfârșitul anilor 30. Da. Da, primul zbor internațional de la Galați a avut loc, a plecat. Într-adevăr, Galați-Istanbul. Într-adevăr, este un proiect la care acum mulți ani de zile doar visam, după care a devenit subiect de glume, de ce să nu recunoaștem, că era un subiect pe baza căruia s-au făcut foarte multe glume și probabil până o să vadă oamenii că se introduce sau se bagă prima cupă de excavator, încă o să mai... mai glumească. Păi da, suntem până la urmă și din țara lui Toma Necredincios. Și atunci pot să vă spun doar atât, că în momentul de față, astăzi când vorbim, se lucrează la ceea ce înseamnă expertize, la ceea ce înseamnă proiectare. Încă din luna decembrie, adică anul trecut în 2022, în luna februarie, exact un an de zile facem acum, am pus bazele unei asocieri de dezvoltare intercomunitare Galați, Brăila, Ialomița, Călăraș. Între Galați și Brăila am zis, sau prin această asociere Galați, Brăila, am decis împreună cu cei de la Brăila să construim un aeroport. Am identificat o locație bună în zona Galațiului și atunci am decis să construim un aeroport. A fost introdus în bugetul de stat și are finanțarea asigurată prin bugetul de stat, o parte din ea, o parte am pus de la bugetele locale, Consiliul Județean Galați și Consiliul Județean Brăila. Și în decembrie 2022, împreună cu președintele Consiliului Județean Brăila, am semnat contractele de studii de fezabilitate, expertize. Sunt 17 firme asociate la acest contract, pentru că este un proiect de anvergură. Și în momentul de față se lucrează la ceea ce înseamnă forări, expertize, pe dealurile unde urmează să fie amplasat și construit acest aeroport. Nu pot decât să vă spun că mă bucur enorm de mult, enorm de mult, că am reușit să demarăm acest proiect și să, eu zic că în proporție de 99,9%, vedeți cam câtă marjă de eroare mi-au, doar 0,01%, 0,1% se va realiza. Dorința este atât de mare, necesitatea este atât de mare, încât am decis ca acest aeroport să nu fie doar un aeroport transport persoane, să fie un aeroport tip cargo, pentru că avem nevoie de transport mărfuri în această regiune. În România, la ora actuală, sunt doar două aeroporturi mari de transport marfă și unul este la București, Otopeniu, și unul este la Cugălniceanu. Și atunci pentru această regiune de și pentru această regiune Galațiu va putea oferi transport marfă cu avionul, dar aeroportul va fi atât transport călători, cât și transport marfă. Vă mulțumesc că ați făcut aceste precizări, pentru că erau cărcotași care spuneau că va fi doar pentru transport marfă aeroportul, doar pentru cargo. Nu. Nu, el este, vă dați seama că este mai ușor să aterizeze un avion de pasageri, care este mult mai ușor, adică de 2-3 ori mai ușor decât unul de marfă, pe un astfel de aeroport, pe o astfel de pistă, pentru că aeroportul va fi proiectat cu aerogară, tip pentru transportul pasagerilor,
și acele hangare, depozite pentru marfă, de unde se poată fi încărcată marfa în avioane și transportată mai departe. Vă spun că este un câștig pe care va fi un câștig. Acest aeroport va fi un câștig enorm pentru această regiune, pentru că lucrurile trebuie să le vedem în următorul registru, adică Galați, Brăila împreună. Galați și Brăila împreună. A doua aglomerație urbană din țară. A doua aglomerare urbană din România, dar dacă vom gândi proiectele în registru ăsta, Galați și Brăila este un pol de dezvoltare al României în această regiune de sud-est, atunci vom avea și sorți de izbândă, pentru că este una să te duci la Galați, spune eu vreau aeroport, să duci la Brăila, spui vreau și eu aeroport, să duci la Galați, vreau și eu spital de nu știu care, vreau și eu pod de nu știu care. Și atunci nu se face nici aici, nici acolo. Avem oameni care lucrează de la Galați la Brăila, oameni care lucrează de la Brăila la Galați, sunt prietenii, sunt cumetrii, sunt soți, soție și rude și tot așa mai departe. Și trebuie să privim această regiune ca un pol de dezvoltare și ca un tot. Și plus că se vor crea și foarte multe locuri de muncă. Gândiți-vă că în jurul unui aeroport se vor dezvolta foarte, foarte multe business-uri. Se vor dezvolta foarte multe business-uri începând de la, eu știu, cele de cazare și așa mai departe, până la depozite și alte afaceri care sunt specifice și se dezvoltă în jurul unui aeroport. Adică eu am mare încredere că în jurul acestui aeroport sau acest aeroport va fi un motor de dezvoltare economică a Galațului și a Brăilei. Și înseamnă că primăria din Braniște va prospera, la ce taxe și impozite vor avea acolo? Pentru că știu că același lucru se întâmplă și la Otope. Braniștea, Șendreni, Smârdan, Schela. Deci încetul cu încetul nu va mai exista aceasta nici în județul Galați, diferența dintre urban și rural. Cel puțin pe localitățile periurbane, exact. Diferența nu va mai fi atât de mare pentru că pe zona de vânători sunt investiții destul de importante și vor conduce automat la ceea ce înseamnă dezvoltarea zonei. Tulucești, nu mai vorbim că și acolo s-a dezvoltat foarte frumos. Smârdanu are toate prerogativele să se dezvolte frumos pentru că are vreo câteva proiecte și sunt vreo câteva proiecte acolo frumoase și o să dezvolte și Smârdanu. Șendreni nu mai vorbim pentru că a început Șendreni să înceapă să prindă contura comună periurbană și este foarte important acest lucru. Braniștea la fel, adică într-adevăr Schela. Va fi, gândiți-vă că pe lângă aeroport va trece centura mare a Galațiului. Pe lângă aeroport va fi drumul național de la Galați până la Slobozia Conachi, care va fi lățit la 4 benzi. Va fi drum de legătură de la ferma Greaca până în Traian, la pod, prin câmp. Acum este doar un drum din pământ pe care circulă doar căruțele, dar acolo va fi drum făcut. Adică sigur că va apărea și un mall va fi o infrastructură dezvoltată acolo intens și atunci vă dați seama că acolo unde ai infrastructură, unde ai transport rutier, ai transport aerian, ai transport feroviar la câțiva kilometri lângă Galați, depul de la nu la Barboș. La Barboș. Unde e cea mai frumoasă gară din România, între ghilimele. Știți că a fost făcut un clasament. Da. Acum să știți că Barboșul este una dintre cele mai mari sau este unul dintre cele mai mari depouri din țară. Și atunci poți să faci transport pe cale ferată spre Ucraina, pe cartament larg, îngust. Adică sunt o grămadă sunt foarte multe facilități care pot fi puse la dispoziție pentru ceea ce înseamnă transport și automat asta va conduce și la dezvoltarea economică. Chiar mă gândeam că să vorbesc cu colegii mei, să încercăm să prindem și debutul lucrărilor la aeroport, să înregistrăm să spunem pentru eternitate aceste imagini, da, un istoric
foarte da, interesant. Este, bă, este interesant de văzut, bă, știți, poate fi o idee, că, pentru că este interesant de văzut pe viitor. Este interesant de văzut de unde am plecat, unde suntem acum, unde vrem să ajungem. Pentru că vorbim de aeroport, dar vorbim de un drum Transregio, Galați, Brăila, Ialomița, Călăraș, până la autostrada Soarelui, până la Chiciu, trecerea Bac spre Bulgaria. În ce stadiu se află acest drum? În momentul de față s-a semnat, am semnat contractul cu proiectanții. Proiectanții au primit ordin de începere și săptămâna asta până vineri voi avea întâlnire cu toți președinții de Consiliul Județean și de la Brăila, Ialomița, Călăraș și împreună cu proiectanții ca să cu cei de la CNAIR, astfel încât să dăm drumul, să demarăm cu partea de expertize și studiul de fezabilitate proiectare. Acest drum, nu acest drum, ci altul se va lega și de pod, nu? E alt drum. Deci gândiți-vă că va fi drum expres de la Smârdan, prin spatele combinatului, pe la Movileni, pod suspendat peste Barboși, și ajungem la Baldovinești, la podul peste Dunăre. Acolo, și, da. Exact. Și de acolo mergem mai departe cu drumul expres până la Ialomița și apoi la Slobozia, Călăraș și tot așa mai departe. Dar eu vreau să vă întreb, ce se va întâmpla însă, pentru că se pare că podul va fi inaugurat mai repede de, înainte de a fi terminat acest drum. Acum ce se întâmplă? Posibil sunt vreo câteva drumuri care vor putea să permită accesul, legătura pe pod. Într-adevăr, sunt vreo câteva drumuri care se vor finaliza după ce podul va fi finalizat. Dar este un, este un mare câștig pentru că în felul ăsta se va descongestiona foarte mult traficul pe Dunăre, pe partea de Bac, pe de o parte, iar pe de altă parte, cu infrastructura pe care o avem acum, recunosc mai timid așa, dar vom încerca să facem față cu ea până când va fi gata drumul expres de la pod până la Focșani, la autostrada A7. Pentru că autostrada A7 pleacă de la Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău și ajunge la Pașcani, județul Iași. Și atunci de la podul peste Dunăre, de la Baldovinești, până la Nănești și apoi la Focșani, este în momentul de față, proiectul este aproape gata pentru un drum expres. De la Galați, de la Smârdan, pleacă de la legătura cu centura ocolitoare a Galațiului, pleacă drumul expres, Movileni, peste Barboși, Siret și ajunge la Baldovinești, ajunge la Ialomița, Slobozia, Călăraș până la Chiciu. Atunci ai conexiune pe partea aialaltă, se lucrează intens la ceea ce înseamnă proiectare, urmând să fie desemnat și constructor pentru drumul care face legătura de la Jijila spre Tulcea, spre Constanța. Știți că am mai spus-o și în alte emisiuni, dacă nu v-aș cunoaște, aș spune că aveți inserat un GPS, pentru că numai cât vă gândiți, cunoașteți harta nu numai a județului, ci în general a drumurilor din țară. Avantaje, dezavantaje. Dezavantajul este că lucrând foarte mult alături de colegi, cunosc toate detaliile astea și atunci de multe ori mai deranjez în discuții. Pe de o parte, pe de altă parte, sincer să fiu, mi-ar place și mie să fac și eu ceea ce fac alții care reușesc să mai meargă la întâlniri la București, în schimb de experiențe prin afară și tot așa mai departe, pentru că au fost invitații și în China și în America și peste tot au fost invitații pentru schimb de experiențe. Din păcate n-am reușit să plec în cei 6 ani și jumătate de președinte Consiliul Județean, pentru că prioritatea au fost aceste proiecte, pentru că acum ce se întâmplă? În afară de proiectele majore, sunt aceste proiecte mici pe Programul Național de Redresare și Reziliență, unde trebuie să fie aici alături de colegi, și mai sunt proiectele, programele mari, Programul Operațional Regional, POIM-ul, POS-ul, POT-ul, unde dacă nu depui proiecte acum, mai târziu, peste un an de zile, poți să tot încerci să depui proiecte, că nu mai e cum. Sunteți adeptul principiului ce face omul cu mâna lui e sfânt. Și asta este un adevăr.
Sfânt și obositor. Sfânt și obositor. Sau se mai aplică câteodată și când pisica nu e acasă? A tot timpul se aplică. Cine nu înțelege dictonul ăsta românesc, când pisica nu e acasă, n-a înțeles nimic, pentru că oricât de conștiincioși ar fi colaboratorii, ca să nu le spun angajații, nu există, sunt momente sau sunt etape într-un proiect unde ei merg până la un anumit moment și e nevoie de un decident. Dacă nu există o persoană care să-și asume, să opresc acolo. Asta este adevărul. Deci ei merg și ajung la un anumit nivel. Și dacă la nivelul ăla nu există un decident care să-și asume, un decident asumat, rămâne plafonat acolo și te întrebi, doamne, de ce nu se mai mișcă? Pentru că nu e cineva care să-și asume. Că poate la un moment dat vine cineva și îl trage de urechi sau nu, dar trebuie să ai capacitatea și trebuie să ai curajul ca la un moment dat să-ți asumi. Din păcate, în țara noastră nu sunt toți edilii ca și dumneavoastră. Da, bă, probabil nici nu e așa de bine să fii ca mine. Dau emoții angajaților. Mai avem în jur de 5 minute, nu? Dacă nu mă înșel. Da, m-am ghicit bine, mi-a arătat. Colega mi-a confirmat un fel de give me five. Sau manita, să spun așa. Și în încheiere aș vrea să vă întreb cum mai merg lucrurile la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii cu toate lucrările de acolo. Prost. Foarte prost. Din cauza constructorilor. Foarte prost. Gândiți-vă că acolo constructorul trebuia să finalizeze în 10 luni. Avem 30 de luni de zile de când așa și are, nu suntem nici măcar la 60% din... aproape de 60% din proiect. Sunt discuții destul de dure, contundente, din păcate nu sunt cele mai principiale, nu este ceea ce îmi doresc să fie un dialog între un constructor și beneficiar, pentru că nu face bine nimănui. Faptul că este o lucrare și este un obiectiv la care știți foarte bine și am mai spus lucrul ăsta, țin foarte mult și e un obiectiv pentru noi, un obiectiv cultural, pentru copiii noștri, pentru relaxare și pentru că cineva crede că cu doi muncitori poți să rezolvi o investiție din asta de câteva milioane de euro, astăzi ei oameni, îi aduci, mâine nu-i mai aduci, te cerți în momentul în care ți se rezilează contractul, te începi ca bocitoarea să bocești și să te plângi peste tot. Ce să zic, că, sincer să fiu, până acum toate meciurile pe care le-am avut și toate discuțiile contundente, așa să spun, cu ghilimele de rigoare, au fost cu au fost două firme din București și una din Neamț, cea de pe la Centură. Din Galați n-am avut nicio problemă cu nicio firmă, asta este prima lucrare unde avem o discuție mai neprincipială așa cu cel care a lucrat până acum la acea lucrare, probabil o să rezilem contractul și să scoatem la licitație, poate vine altcineva, poate găsim un alt constructor. Recunosc, mi-aș fi dorit, gândiți-vă că în momentul în care ai banii asigurați, când ai suma asigurată, îți dorești ca lucrurile astea să se întâmple, să fie realizate, să fie făcute, pentru că Ce e mai greu decât acela de a face rost de bani? Stăteam și mă gândeam dacă câteodată nu regretați că Consiliul Județean nu are propria societate de construcții. Nu mi-aș fi dorit să avem propria societate de construcții pentru că ar fi fugit cu toții. Le-ați fi dat prea mult de treabă, nu? Da. Frumos spus. Și adevărat. Chiar mă gândeam câte lucrări ar fi avut. Da, este de lucru. Sunt atât de multe lucrări. Sunt foarte multe lucrări. Sunt lucrări frumoase. Adică gândiți-vă cât este de deranjant și de frustrant când te gândești, domnule, am asigurat finanțarea, am tot ce-mi trebuie. Singurul lucru pe care vreau și te rog, fă-ți treaba, nu-ți cer absolut nimic. Fă-ți treaba. Știți că astfel se petrec lucrurile și în ceea ce privește amenajările interioare. Pentru că nu mai găsești meseriași. Deci e o problemă uriașă. Instalatori... Acum ce se întâmplă, știți? Mai e și treaba asta cu meseriașii și cu
cu instalatorii, dați-mi voi să vă spun că încă mai sunt. Da, oamenii și ăștia, oamenii, chiar dacă instalatori, chiar dacă electrician, sunt niște oameni, sunt niște meseriași, primul rând, sunt oameni și trebuie să respectați dacă nu îi respecti și te comporți neadecvat cu ei. Și tu vrei să încasezi nu știu cât pe lună și lui ăla îi dai trei firimituri, nu merge. Adică trebuie să conștientizăm că trebuie să avem grijă de oameni. Așa cum îi dai lui ăla pe care l-aduci din altă țară, ca să nu dau nume de țară acum, și îi dai și cazare și masă caldă și îi dai și transport. Cum se spune? Și nu știu. Într-un termen care e la modă. Trebuie să-l fidelizezi pe om, nu? Păi exact. Păi în momentul în care l-aduci pe ăla de afară, îi dai și mâncare, îi dai și transport, îi dai și cazare. Și dai același salar căruia pe care îl dai lui ăsta de aici, din România. Trebuie să ai grijă de ei, pentru că așa e. Și oamenii ăștia au și ei la rândul lor familii. Pe de o parte, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că sunt și mulți meseriași care sunt doar cu numele meseriași, pentru că să fii patron și să-i dai un utilaj de 20.000 sau de 50.000 de euro pe mână și într-o săptămână, două, ți-l pune pe burtă, parcă și aici te gândești de două ori, ce-i mai bine să fac. Așa e. Adică lucrurile s-au schimbat, da. S-au schimbat foarte mult. Mi-aduc aminte că îmi povestea un antreprenor, i-am dat utilaj de 200 și ceva de mii de euro. Când l-am luat, eram atât de bucuros, parcă eram eu un copil. Și l-am dat la unul, a venit un mecanic, l-a luat, a lucrat cu el două zile, a treia zi mi l-a băgat într-un șanț, l-a lăsat acolo, nici măcar nu m-a anunțat, l-a lăsat acolo și a plecat. Adică da. Sunt și astfel de, da. Sunt și astfel de situații. Exact. Adică aveți dreptate. Eu vă urez mult succes în continuare. Vă să fie și dumneavoastră la fel. Să reveniți în fața trei. Cu mare drag când vin, doar cu rugămintea este să nu mă mai certați când pot vin. Dar nu v-am certat niciodată. A fost alături de mine președintele Consiliului Județean Galați, domnul Costel Fotea. Aceasta a fost emisiunea noastră. Știți urarea mea de întotdeauna. Să fiți iubiți de Dumnezeu și să fie pace. La revedere tuturor!